Da, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur tare mult că suntem din nou alături, pentru că astăzi vreau să vă citesc dintr-o carte interesantă pe care eu am primit-o acum un an, dar abia acum mi-a ajuns să i-a venit rândul. Și vreau să vă citesc din această carte, Mexican Gothic, de Silvia Moreno Garcia. Scrie aici pe copertă romanul Horror Perfect. Da? Și, într-adevăr, începe promițător. Dar mai multe o să vă povestim imediat. Rămâneți! Bun, asta am primit-o anul trecut de 8 martie din partea soțului meu, care a fost un drăguț și mi-a cumpărat această carte. Și căruia îi mulțumesc și uite, abia am așteptat să ajung și la ea pentru că descrierea mi se pare foarte faină și am tot văzut-o la un moment dat pe grupuri. Mi-a tras atenția și nu știu cum s-au aliniat astrele și chiar a întins și el mâna după ea și mi-a luat-o la un moment dat. Bun, să vă citesc de pe spate. După ce primește o scrisoare tulburătoare în care verișoara ei îi imploră să o salveze de la moarte, Noemi Taboada pleacă spre locul înalt, reședința acesteia, într-o zonă rurală a Mexicului. Deși nu pare nici pe departe o luptătoare neînfricată, e foarte elegantă și nu s-ar încumeta să apară nicăieri fără o rochie chic și fără rujul său Elizabeth Arden. Noemi nu duce deloc lipsă de curaj, ne lăsându-se îngrozită nici măcar de coșmarurile sale. Așa că nu se sperie nici când descoperă că locul înalt ascunde multe secrete întunecate, căci verișoara ei s-a căsătorit cu terifian de carismaticul moștenitor al unui fost imperiu în domeniul mineritului, din a cărui istorie de familie nu lipsesc episoadele de o violență nebună. Și astfel, Noemi se trezește prinsă în ghearele fascinației și groazei într-o casă imensă bântuită de fantomele trecutului. Da? Deci sună foarte fain. Și am început. Am ajuns doar până pe aici. La pagina 21, deci n-am ajuns departe. Bun, și mă bucur că alături de voi pot să citesc încă puțin din carte. Și atunci o să mergem mai departe. Și sper să vă placă. Dacă ați citit-o, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți voi, fără să-mi lăsați foarte multe spoilere. Pentru că sunt curioasă să văd așa, aproximativ ce mă așteaptă și cum mi s-a părut vouă, normal. Bun, deci Noemi a plătit pe băieții ce o ajutaseră cu bagajele, apoi a mărșăluit înainte și a întins mâna. Sunt Noemi Taboada. Domnul Doily te-a trimis? Sper că e Doily. Doily. Nu știu cum se pronunță. O să vă las scris pe undeva. Da, unchiul Howard mi-a spus să te iau. I-a răspuns el și i-a strâns fără vlagă mâna. Eu sunt Francis. Sper că ai avut o călătorie plăcută. Alea sunt toate lucrurile tale, domnișoară Taboada. Poți să te ajut cu ele? Pusese întrebările într-o succesiune rapidă, de parcă prefera să-și termine toate propozițiile cu un semn de întrebare decât să-și asume afirmații categorice. Poți să-mi spui, Noemi, domnișoară Taboada, sună atât de pretențios. Astea sunt toate bagajele mele și da, ar fi adorabil puțin ajutor din partea ta. El i-a luat cele două valize și le-a pus în portbagaj, pe urmă a ocolit mașina și a deschis portiera. Orășelul, văzut pe geam, era plin de străzi șerpuite, case colorate cu ghivece de flori la ferestre, uși masive din lemn, șiruri de trepte lungi, o biserică și toate detaliile obișnuite pe care un ghid turistic l-ar fi numit pitorești. Dar era clar că El Triunfo nu apărea în ghidurile turistice. Avea aerul prăfuit al unui loc izolat. Casele erau zugrăvite în culori vii, desigur, dar culoarea se descoșa de pe majoritatea zidurilor. Unele uși erau deteriorate, jumătate din florile din ghivece erau ofilite și orășelul dădea puține semne de activitate. Nu era atât de neobișnuit. Multe mine de argint și de aur care funcționaseră în vremurile colonialismului își întrerupseseră operațiunile odată cu izbucnirea războiului de independență. Mai târziu, în perioada liniștită a așa zisului Porfiriatul în limba spaniolă, în original denumire dată perioadei dintre 1876
și 1911, când, cu doar două întreruperi, Mexicul a fost condus cu mână forte de către general Porfirio Diaz. Așa. Bun, deci mai târziu, în perioada liniștită a așa zisului Porfiriato, englezii și francezii fuseseră primiți cu brațele deschise și li s-au umpluseră buzunarele cu bani obținuți din bogățiile minerale. Dar revoluția încheiase și această a doua perioadă prosperă. Existau multe localități ca El Triunfo, unde vedeai capele frumoase construite pe vremea când existaseră destui bani și oameni, locuri unde acum pământul nu mai revărsa bogății din pântecul său. Dar familia Doily rămăsese acolo când mulți alții plecaseră. Poate că, se gândea ea, învățaseră să iubească locul, deși pe ea nu impresiona peisajul abrupt. Nu arăta deloc ca munții din cărțile de povești ale copilăriei, în care copacii păreau minunați, iar florile creșteau pe marginea drumului. Nu semănea cu locul fermecat în care spusese Catalina că o să trăiască. Precum mașina veche care o luase pe Noemi, din orășel rămăseseră numai urmele splendorii. Francis conducea pe un drum îngust ce urca tot mai mult în munți, în timp ce aerul se rarefia și ceața se făcea tot mai deasă. Noemi și-a frecat mâinile. E departe? A întrebat. Din nou băiatul părea nesigur. Nu așa departe, a spus lent, ca și cum discuta o chestiune ce trebuia apreciată cu mare grijă. Drumul e prost, altfel mergea mai repede. Cândva, mai de mult, când era deschisă mina, drumurile erau în stare foarte bună, chiar și lângă locul înalt. Locul înalt? Așa îi spunem. Acolo e casa noastră și în spate e cimitirul englezesc. Chiar e englezesc? A întrebat ea și a zâmbit. Da, a răspuns el și a strâns volanul cu o forță ce nu se arătase când dăduse mâna cu ea. Da, a replicat ea, aștept în continuare. O să vezi, totul e foarte englezesc. Asta a vrut unchiul Howard, o bucățică din Anglia. A adus și pământ european aici. Crezi că suferea de nostalgie? Într-adevăr, trebuie să spun că nu vorbim spaniolă în locul înalt. Străunchiul meu nu știe o boabă de spaniolă. Virgil vorbește prost și mama nici măcar nu încearcă să lege o propoziție. Engleza ta vorbești bine? Iau lecții în fiecare zi, de la 6 ani. I-a răspuns ea și a trecut de la spaniolă la engleză. Sunt sigură că o să mă descurc. Copacii erau tot mai apropiați, formând o boltă întunecoasă. Nu prea plăcea natura, nu cea adevărată. Ultima oară când ajunsese în apropierea unei păduri, fusese în excursia la El Desierto de los Leones. Când au hoinărit călare și apoi fratele și prietenii ei s-au gândit să tragă cu pistoalele în cutii de conserve. Fusese cu 2, poate 3 ani înainte. Locul ăsta nu se compara cu acela, era mai sălbatic. S-a trezit că evalua temătoare înălțimea copacilor și adâncimea prăpăstiilor. Ambele erau considerabile. Ceața se făcuse mai deasă, ceea ce îi dădea fiori, căci se temea să nu se ducă la vale dacă făcea o manevră greșită. Oare câți mineri care râvneau la argint căzuseră de pe stâncile acestea? Munții ofereau bogății naturale și o moarte rapidă. Dar Francis părea să conducă sigur pe el, deși vorbele erau șovăitoare. În general, ei nu-i plăceau bărbații timizi, o enervau. Dar cui îi păsa? Nu venise să-l vadă pe el sau pe oricare alt membru al familiei sale. De fapt, cine ești tu? L-a întrebat. Ca să se distingă de la gândurile, să se distragă de la gândurile despre prăpăstii și coliziuni cu copaci nevăzuți. Francis. Da, dar ești vărul lui Virgil? Unchiul de mult pierdut, o altă oaie neagră de care trebuie să fiu informată? Vorbea în acel fel nostim, care îi plăcea în stilul petrecerilor mondene. Era un stil care îi cucerea pe oameni, iar băiatul a reacționat cum se așteptase, cu un zâmbet firav. Văr de gradul al doilea, un pic mai în vârstă decât mine. N-am înțeles niciodată asta, de gradul întâi, al doilea, al treilea, cine mai ține socoteala? Mereu m-am gândit că
Dacă vine la ziua mea de naștere, suntem rude și asta e tot. Nu mai e nevoie de un arbore genealogic. Cu siguranță asta simplifică lucrurile, a spus el și apoi zâmbi cu adevărat. Bun, interesant, uite, urcă în munți. Urcă în munți. Eu zic că o să mai citim din cartea asta. Acum am pe noptiera asta și mai am radiografia unei mărșăvii judiciare și mai am câteva în, salvate în biblioteca de pe Voxa, pentru că v-am zis că mi-am făcut cont pe Voxa și sunt extaziată. Este, cred că, cel mai bun abonament pe care l-am făcut până acum. Bun, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Spuneți-mi dacă v-ați citit Mexican Gothic. Aș fi foarte curioasă ce părere aveți voi despre ea și cum v-ați potrivit cu ea. Am înțeles că este destul de apreciată pe grupuri și pare să fie ok. Am citit, uite, acum am ajuns cu voi până la pagina 24. Da? Sper să fie o lectură faină. Bun, eu sunt Raluca Irimie, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Ne întâlnim în fiecare miercuri și discutăm despre cărți, edituri, publicare și multe alte lucruri interesante. Așa că dacă nu ai făcut-o deja, te invit să te abonezi, să apeși pe clopoțel, să fii primul care primește noutățile. Până data viitoare, vă pupa să ceți mult!